Suntem și ascultăm. Bună ziua, dragii mei! Vreau să vă spun că eu sunt iubitor de cafea mai mult. Am avut foarte multe manifestări aici la această bibliotecă și am avut și unele prezentări deosebite, dar vreau să vă spun că am fost invitat, dar nu am fost niciodată la ceaiul de la ora 4 sau 3. Iar noi la ora 3. Sunt foarte bucuros că am venit și dacă... și băiețelul care îmi place acel flăcău care a zis de nasturi. Și eu m-am amintit de un aforism că nasturii și mintea se observă numai când lipsesc. Foarte bine. Acea poezie frumoasă despre biblioteca lui Vasile Romanciuc, vorbește cu Vasile Romanciuc, ceva mai jos, m-a adus la un gând. Tot cu Vasile Romanciuc, cu Aurean Silvestru și cu Iulian Filip, am fost, noi ne ducem foarte des prin diferite sate, ducem carte de la Editura Culturii Internațional, foarte multe carte românească bune. Am fost spre sud acolo, satul Cucoara și câteva sate. Nu vă imaginați, erau bibliotecile pustii, din cauza că era foarte frig și foarte puțină carte românească. Noi aici poftim, uitați-vă ce bibliotecă avem. A fost reparată, am mai reparat, vă spun și domnul președinte, domnul Constantin Tănase am povestit, reparăm acum și biblioteca HD-ul, reparăm și biblioteca Târgoviște, facem un demisol acolo la biblioteca de drept. Pentru că foarte multe, dar poate cele mai multe și mai importante manifestări de suflet se întâmplă astăzi la biblioteci. Chiar unii de la televiziune, eu nu vorbesc dumneavoastră, doamnele, îi invităm și zice, băi, dar tot și fiecare dată invitați-mă la biblioteci. Dar unii să vă invităm? La circul acela de la... Nu vreau să vă stric asta dispoziție. Pentru că să înțelegeți ce vorba. Și sigur că e bine să vii în biblioteci, mai ales ești foarte fericit când te întâlnești cu un scriitor de tale al lui Vasile Romanciuc. Vasile Romanciuc, dacă chiar nu l-ai cunoaște personal, live, pe viu, să-l achipi, iată eu la chipul și voi pe urmă să-i puneți mâna pe el. Da. Și ai citit creația lui Vasile Romanciuc, e ca o radiografiere a societății noastre, a stării noastre, a prostiei noastre, chiar și așa mai departe. A spus o fetiță, Vasile Romanciuc e un poet foarte pașnic, foarte liniștit, foarte echilibrat, o poezie lirică. E adevărat și lucrul ăsta. Dar nu le poeziele sale, Vasile Romanciuc este foarte puternic, foarte, să nu zic războinic, dar știa lupta pentru limba noastră, știa lupta pentru idealurile noastre. Eu am făcut cu Vasile Romanciuc cunoștință când el încă nu mă știa. Iulian Filip, prietenul nostru bun, un poet minunat, îmi trimitea cărți cu Vasile Romanciuc și eram îndrăgostit de la acea genealogie prima lui cărțica apărută. Și mai departe, și atunci când am nimerit la Pe Dragii Noi, la patria lui Vasile Romanciuc, unde este un scriitor care n-a reușit să se certe. Sunt foarte mulți scriitori care îi trebuie, dar ce nu zice la primire din țară? Dar eu m-am certat cu dinși. Președintele nu vrea să mă ajute, primarul nu-mi dă bani, acela, că s-a certat cu satul. Vasile încă n-a reușit să se certe cu satul lui frumos și minunat. Acolo unde, într-adevăr, am fost și am văzut, era încă această sârmă ghimpat, trecea prin o gradă a lui, la școală l-au întâlnit cu drag, îl stimează foarte mult și îl iubesc consetenii. S-ar putea vorbi foarte și foarte mult despre Vasile Romanciuc, dar voi ați spus atât de mult și văd că încă nu ați obosit. La sfârșit și eu, fiindcă m-ați chemat, eu am să mă mai duc la altă întâlnire cu Vasile. Și eu uneori citesc cartea lui, el, voi parcă vă simțeați incomod astăzi, că nu știați pe de rost unele poezii. Vasile tot știe foarte puține poezii de-a lui pe de rost. Așa că nu văd situația care a fost așa. Asta e și Vasile și sunt prima dată la acest ceai. Devin consumator, doamne înseamnă, devin consumator de ceai. Vin la toate ședințe. Vreau să vă spun și eu o poezie și pentru cei mari și pentru cei mici. Vasile o știe, pentru că el e lector și redactorul tuturor cărților noastre.
Dar această poezie, dintre voi toți, în afară de Vasile, mai știe și domnul președinte de Academie, Duca, care era în America și am avut la diaspora acolo întâlnit cu copiii și avem cărți pentru copii. Eu zic, băi, de și pentru mine niște cărți. De acolo, din America, am dat niște cărți care le-am dus înapoi în Moldova. Și această poezie era acolo. Poezia se merge orice limbă e frumoasă. Un măgar, legat de parți, adresă unui țânțar. Nu mai băzăi în zadar, că e urât pe limba ta, zica mine, i-ha-ha. Tricocioare de pe țar, nu e treabă de măgar să înveți un țânțar. Cel mai bun vocabular e al meu, zic, cra, cra, car. Dar țânțarul băzâia mai departe în limba sa, fierb convins că limba nu-i mai frumoasă ca a lui. Voi aplaudați? Aplaudați! Eu vă spun, eu la toți copiii le spun această poezie, pentru că nu-i ascultați cei care spune limba românească. Cea mai frumoasă, cea mai fermecătoare, cea mai obișnuită este limba noastră românească, unde noi ne simțim atât de frumos și de bine, o limbă atât de frumoasă în care se simte foarte bine și este foarte comod și este foarte bine și poetul nostru drag, Vasile Romanciu. Vă mulțumesc!